Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi e joi, e joia mare pentru cultul catolic, așa că doamnele, domnișoarele, dacă se simt obosite, ar putea rămâne alături de noi, pentru că tema emisiunii noastre de astăzi se numește Prevenția în obstetrică ginecologie. Și sunt convins că sunt foarte multe doamne și domnișoare interesate să vadă ce conține consultația prenatală, cum se face prevenția în astfel de situații. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este doamna doctor Iosip Carla, doctor în științe medicale. Sărmâna, doamna doctor, bine ați Bună revenit în ziua, bine emisiune. v-am regăsit. Așa, dar înainte de a intra în subiect propriu-zis, avem un mic montaj pe care regia o să vi-l prezinte în minutele următoare. Dacă vă aduceți aminte, în emisiunile anterioare am lansat un concurs intitulat Cea mai îngrijită dantură, cel mai frumos zâmbet. S-au înscris doar trei doamne și o domn, adică două doamne și o domnișoară, scuze, așa. Iar în emisiunea anterioară am tras la sorți câștigătorii. Astăzi, cu ajutorul regiei, am făcut o înregistrare și dorim să vă prezentăm și dumneavoastră cele trei persoane care au câștigat concursul nostru. Regia, vă rog. Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne și la finalul concursului, cea mai îngrijită dantură, cel mai frumos zâmbet. Am alături de mine cele trei câștigătoare, de fapt singurele participante, și am să le prezint în ordinea cea mai apropiată mie. Pentru început, o să îi dau microfonul să se prezinte domnișoarei Lazar, câteva cuvinte despre dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Lazar Adriana, am 25 de ani, lucrez ca și operator date și studentă La ce? la asistent medical, generalist. Felicitări! Mulțumesc! Domnișoara Lazar a câștigat premiul 2. Mulțumesc! Premiul 1 a fost câștigat de doamna asistentă Andreea Pui. Bună ziua! Câteva cuvinte despre Bună ziua! dumneavoastră. Mă numesc Pui Andreea Ioana, am 30 de ani, locuiesc la Săin și tot acolo lucrez ca asistent medical generalist. Și dumneavoastră ați primit un premiu ca toți ceilalți participanți și în afară de asta, așa după cum vă spuneam înainte de emisiune, sunteți invitată la clinica Dr. Dunca, unde veți fi așteptată la recepție și acolo vi se va întocmi fișa și vi se va face prima planificare pentru consultație. După consultație veți primi un detartraj și un periaj gratuit. Și cea din urmă, dar cea mai mică dintre cei care au participat, este domnișoara Bodea Raluca Eliza, are numai 14 ani. Spune-ne ceva despre tine, Raluca. Mă numesc Bodea Raluca Eliza, am 14 ani și sunt elevă în gimnaziu. Și? Urmează să termin clasa a 8-a. Și ce urmează acum? Să merg la liceul Mihai Eminescu. A, da, înainte de a merge la liceu, ai niște examene grele, îți Da. ținem pumnii, îți urăm Mulțumesc succes frumos. și îți oferim și ție un premiu, premiul 3. Așa. Așadar, stimați telespectatori, acesta a fost concursul nostru. Dacă lucrurile merg bine, vom mai face și alte concursuri pe diferite teme. La revedere! Da, iată, am revenit în direct. Așadar, doamna doctor, de ce această temă în emisiunea noastră, m-a întrebat cineva. Dar răspunsul cred că este logic, pentru că este foarte important pentru doamne și domnișoare, pentru viitoarele mămici în general, să știe cu ce se confruntă. Sarcina nu este o jucărie, este chiar o aventură impresionantă când te gândești că va veni un nou suflet pe lume. Și, din păcate, în momentul de față, după știința mea, a scăzut foarte mult vârsta tinerelor mame. Iată, am să dau pentru telespectatori câteva date statistice primite de la Institutul Național de Statistică și de la Organizația Salvați Copiii României. Astfel, în 2017, n-am date pe 2018, dar în 2017, pe segmentul de vârstă 15-19 ani, mortalitatea infantilă a noilor născuți a fost impresionantă, 10,5 la mie. Este foarte mult. Din 742 de adolescențe cu vârstă mai mică de 15 ani, care au devenit mame, mortalitatea infantilă a fost și mai mare, 17,2 la mie.
Media națională a fost în acel timp de 6,7 la 1000 de copii născuți vii. Este impresionantă mortalitatea infantilă în grupa de vârstă a tinerelor mame. Pentru că, practic, ele sunt copile care se pomenesc că au copii. De altfel, tot de la Institutul Național de Statistică am niște date care sunt cutremurătoare. Între 15 și 19 ani, acum 2 ani, au fost aproape 19.000 de nașteri, ceea ce reprezintă aproape o treime de numărul de nașteri, cred că, la nivel național. Este foarte mult. 5 din 10 mame cu vârstă sub 18 ani nu au fost în viața lor la ginecolog. S-au dus la ginecolog doar când au născut. 5 din 10 gravide minore din mediile defavorizate nu au făcut nici măcar o ecografie. Au ajuns direct la naștere. Da, poftiți! Deci am ales această temă în primul rând pentru că vârsta la care unele domnișoare devin mame este din ce în ce mai scăzută. Astăzi avem situații în care fetițe de 12, 13, 14 ani rămân însărcinate. Este adevărat că trăim în epoca informației și în epoca vitezei. Este adevărat că copiii noștri, din punct de vedere informațional, uneori ne lasă impresia că sunt mult mai inteligenți decât eram noi pe vremuri. Este un pic între ghilimele din punctul meu de vedere. Să ai acces la internet nu înseamnă neapărat că neuronii tăi procesează informația mai corect decât o procesau ai noștri. Dar ce uită părinții acestor copii să le spună, uită să le spună că până la urmă, din punct de vedere fizic, organismul uman nu se dezvoltă într-o viteză mai mare decât să se dezvolta în urmă cu 1.000.000 de ani sau în urmă cu 2.000 de ani. Practic, vârsta la care ajungem din punct de vedere biologic și fizic la maturitatea necesară procreerii unui copil este tot 18 ani. Acolo, între 18 și 25 de ani, se consideră că este vârsta la care biologic putem să aducem pe lume un copil sănătos. Sub 18 ani, încă, medicina modernă consideră doar vârsta mamei sub 18 ani ca un factor de risc obstetrical important, extrema cealaltă fiind peste 38 de ani. Deci, practic, între 18 și 38 de ani, exceptând totuși aceste limite, putem considera că este o vârstă optimă pentru procreere. Dacă considerăm această perioadă vârstă optimă, înseamnă că aceasta este și vârsta optimă pentru a-ți începe viața sexuală. Nu putem să avem activități de adult și pretenția de a ne comporta ca niște adulți atâta timp cât noi, exceptând faptul că nu suntem maturizați din punct de vedere biologic, dar nu suntem maturizați din punct de vedere emoțional și psihic, nu poți gândi că un copil, el poate să facă un copil, dar nu poate să aibă responsabilitatea îngrijirii unui copil. Și atunci, marea majoritate a acestor copii, mă gândesc că ajung să fie îngrijiți exact de părinții acestor copii care au devenit la rândul lor părinți. Este foarte trist, eu am situații de acest gen printre pacienți, este foarte tristă lupta părinților înainte ca domnișoarele să rămână însărcinate, dar și lupta care se întâmplă cu acei oameni pe perioada sarcinii și după, este foarte, este o tragedie în familii, are un impact psihologic asupra tuturor membrilor familiei. Puține dintre ele, de fapt, își oficializează relația, o parte dintre ele ajung chiar să se despartă de partenerul cu care au făcut copilul respectiv. Deci sunt și consecințe sociale ale acestui comportament. Totuși,
Dacă se întâmplă așa ceva și dacă intră într-o relație de cuplu, trebuie să conștientizeze că în ce privește asistența sarcinii, în ce privește urmărirea corectă din punct de vedere al sarcinii, medicul trebuie să vadă cuplu și nu gravida. Practic, atât partenera cât și partenerul într-un cuplu au un rol foarte important într-o evoluție ulterioară și în creșterea ulterioară a nou-născutului. Aia înseamnă că logic ar trebui ca înainte de a lua decizia conceperii unui copil, cuplu să se prezinte la o consultație prenatală. Sunt foarte multe studii. În ultimul timp s-a și discutat despre și au ajuns în media câteva cazuri de copii care s-au născut cu niște probleme de sănătate. Abordarea a fost un pic greșită. Abordarea s-a dus spre faptul că medicul nu și-ar fi făcut datoria, dar oamenii trebuie să înțeleagă că sunt niște aspecte pe care trebuie să le facem în timp ca să prevenim anumite situații patologice. Dacă putem, aia nu înseamnă că dacă nu avem dotarea tehnică necesară să vedem, nu știu, o malformație la ecograf pe parcursul sarcinii, medicul este de vină. Nu este de vină, sunt boli care nu se văd. Deja va crezi tu că ai făcut 10 ecografe pentru că poate aparatul nu vede sau poate efectiv este o patologie care nu se vede, dar o să revenim la aspectele astea. Doamna doctor, ați spus la început, în primele fraze, consultația prenatală. Tocmai acest obiect al activității noastre nu are loc. De cele mai multe ori ne trezim cu femeia sau fata gata, gravidă. Recunosc că sunt și cazuri de oameni care au studii superioare sau care sunt mai bine informați, așa, pentru că informația nu ține neapărat de studii, pot să fie și oameni cu cultură medie, care vin într-o consultație prenatală. Sunt cupluri care vin să mă întrebe și pe mine și pe colegi și pe dumneavoastră precis ce ar trebui să fac înainte de a concepe un copil. Și începem, bineînțeles, discuția de la factorii genetici existenți, dacă au avut cazuri de ce fel de boli, de cazuri de patologie existat în familie sau ei personal. Pentru că oamenii trebuie să știe că sunt anumite boli cu transmitere genetică. Și acest lucru este foarte important pentru că dacă există o genă din aia recesivă, dominantă, care merge așa, până în nu știu câte boala... generație, precis va fi și boala la viitorul urmaș. Mai mult femeile vor să știe ce analize să-și facă înainte de a concepe. Și atunci zic că rolul nostru aici trebuie să înceapă, în a ne educa viitoarele mămici în sensul acesta. Într-adevăr, în școală nu se mai face genul ăsta de educație sanitară pentru că a fost considerată perimată. Pe vremea cealaltă știți foarte bine că se făcea o educație în școală tocmai pentru a crește natalitatea, lucru care era aberant, pentru că aveam natalitate suficient, acum nu avem, și trebuie să facem ceva ca să înțeleagă lumea că, de fapt, vrem natalitate, dar nu cu orice preț, vrem cupluri care să fie stabile, care să poată să-și întemeieze o familie și să ducă un astfel de produs, un viitor copil, un suflet, cum zice multă lume, să ducă până la majorat și, dacă se poate, chiar mai departe. De aceea, atât în cazul mămicilor adolescente, dar și a mămicilor de vârstă înaintată, e bine să se stea de vorbă cu medicul. Evident, nu putem recomanda tinerelor care au rămas însărcinate să întrerupă o astfel de sarcină. Dar sunt situații medicale când se poate întâmpla și acest lucru. Ce părere aveți? Da, deci eu pot să vă spun că eliberăm certificatele în vederea căsătoriei și de fiecare dată la acea consultație le spun celor doi parteneri că în momentul în care decid să conceapă un copil cu 3 luni înainte de momentul concepției, ar fi bine să se prezinte la cabinet, să-și facă un set complet de analize,
să discutăm un pic asupra eventualilor factori de risc care ar putea influența o sarcină fiziologică, fumat, consum de alcool, consum de droguri, expunere la anumite noxe, echilibrarea alimentației, pentru că este foarte important, eventual încărcarea depozitelor cu minerale și vitamine, pentru că o sarcină care apare la o femeie care are anumite deficite, logic că o să accentueze acele deficite și vor aduce după sine o patologie. Un lucru foarte important care este dovedit din punct de vedere medical este administrarea acidului folic, care trebuie făcut cu 3 luni înainte de momentul concepției. Acid folic care are un rol foarte important în prevenirea defectelor de sept neural și de asemenea un aspect de care trebuie să țină cont, cu 3 luni înainte de a rămâne însărcinate trebuie să întrerupă administrarea contraceptivelor orale. Suntem puși astăzi, de exemplu, dacă discutăm de acid folic, suntem puși astăzi în situația să administrăm acest acid folic în prima sau a doua lună de sarcină până în 12 săptămâni, dar studiile medicale nu arată că acesta ar fi la fel de eficient în prevenirea defectelor de sept neural, așa cum este administrarea înainte de sarcină. Preventivă, da, preventivă. Cu 3 luni înainte, deci sigur. Sunt câteva aspecte de care trebuie să ținem cont și pe care mamele trebuie să le înțeleagă. Este adevărat, sarcina pentru femeie este o stare fiziologică, așa cum bea apă sau cum mănâncă. Este o stare pe care ștampila trebuie să conțină clinic sănătos sau evoluție fiziologică normală. Dar între fiziologic și patologic este așa un fir de ață și oricând pot apărea elemente de patologie. Pe parcursul sarcinii, de altfel, 40 de săptămâni de gestație, nu 9 luni de sarcină împărțite în 3 trimestre, se recomandă un ritm de consultații care au exact un scop de a descoperi anumite modificări patologice la începutul lor. Da? Sunt foarte multe femeile care se prezintă cu regularitate la aceste consultații, dar culmea că sunt foarte multe și femeile care nu se prezintă sau nu țin cont de aceste consultații din diverse motive. Le întrebăm, uite, au trecut 2 luni, te-am programat pentru consultație, să zicem, pentru luna a treia sau pentru luna a patra și nu te-ai prezentat. De ce nu te-ai prezentat? O, domnișoara doctor, dar m-am prezentat, am fost și am făcut un ecograf. Ok, dar în momentul în care eu te consult din cap până în picioare, eu mă uit la culoarea tegumentului, mă uit la culoarea unghiilor, palpez niște ganglioni, măsor înălțimea fundului uterin, circumferința abdominală, ascult BCF-urile, da? Tu ce ai aflat în momentul în care ai făcut ecograful? Păi am aflat... De cele mai multe ori sexul și numărul de săptămâni, și sigur. Și sexul, ok. Și ți-ai făcut o poză pentru album? Da, trebuie... Sunt importante și aspectele astea dacă vrei să le faci, dar trebuie să ții cont și de recomandarea consultațiilor prenatale. Până în 7 luni de gestație, până în săptămâna 28-a de sarcină, există câte o consultație care este decontată de casa de asigurări în fiecare lună. Pentru că ați pomenit de casa de asigurări, după ce vă terminați fraza, ne întoarcem la casa de asigurări. Da, ne întoarcem. Vă rog. În luna a 7-a și a 8-a de sarcină sunt necesare 2 consultații, iar în luna 9-a de sarcină 4 consultații, respectiv una pe săptămână, cu mențiunea că optim ar fi să luăm în evidență o grafidă în primele 12 săptămâni de gestație, deci în primul trimestru, și la luarea în evidență o să beneficieze nu numai de întocmirea unei fișe speciale care are niște date particulare și va primi niște întrebări altfel decât până atunci, dar în primul rând se recomandă un set de analize și putem să le explicăm obligatorii
și se face o consiliere cu privire la alimentație, cu privire la mișcare, cu privire la regimul de viață, regimul orelor de somn, regimul orelor de muncă. Doamnele care ne privesc trebuie să rețină că toate femeile gravide, dar toate femeile gravide, beneficiază de asistență medicală gratuită și de consultații decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate, cu mențiunea că, sigur, cele care deja sunt salariate sau pe șomaj sau cu ajutor social, automat se pot prezenta la consultație la medicul de familie. Cele care în momentul în care au rămas însărcinate nu au o formă de asigurare pe baza unei adeverințe eliberate de medicul de familie sau medicul de obstetrică ginecologie care să certifice prezența sarcinii, se prezintă la Casa de Asigurări și pe loc la Casa de Asigurări li se operează calitatea de asigurat gravidă slash lăuză. Numai un moment. Așa apare. Așadar, doamnelor, domnișoarelor, atenție mare! Dacă ați rămas însărcinat, indiferent că aveți asigurare, că munciți, că nu munciți, dumneavoastră sunteți asigurate. Dacă nu sunteți în momentul acesta asigurate, vă prezentați la noi, vă eliberăm un astfel de document și veți avea asigurare pe tot timpul sarcinii, dar nu numai, și în perioada de lăuzie. Da, și e un lucru care trebuie foarte naștere. Bine reținut, pentru că am avut și eu și colegii mei astfel de situații în care viitoarele mămici, gravidele, n-au venit pentru că se temeau că va trebui să plătească. Nu, nu trebuie să plătească. Și analizele sunt gratuite. Partea proastă este că nu totdeauna găsiți fonduri la laboratoare. Haideți să ne întoarcem la analize, doamna doctor, să le explicăm de ce le facem așa de multe analize, că foarte multe mămici, viitoare mămici, pardon, foarte multe gravide mă întreabă, da, doamna doctor, dar chiar sunt necesare atât de multe analize? Da, sunt necesare, pentru că aceste analize, în primul rând, facem o hemoleucogramă completă, că pacienții au auzit de această analiză, unde ne interesează hematocrit, hemoglobină, ca să vedem dacă nu există un sindrom anemic sau o anemie feriprivă. Facem determinarea grupei sanguine și IRH-ului, determinăm grupa sanguină, pentru că pe parcursul sarcinii pot să apară hemoragii și atunci femeia trebuie, cei care intervin trebuie să cunoască grupa de sânge în regim de urgență. Determinăm RH-ul, mai ales suntem atenți și undeva în luna 7-a, deci în trimestrul 3 de sarcină, vom doza și anticorpii anti-RH, acolo unde apar fenomene de incompatibilitate, pentru că femeia este RH negativ, soțul este RH pozitiv și acolo deja intrăm în area unei situații potențial patogene. Determinăm, după aceea putem determina funcția hepatică, funcția renală, transaminaze, uree, creatinină. Facem niște analize prin care putem pune în evidență eventuale infecții cronice. Discutăm aici de sifilis, discutăm de hepatită B, de hepatită C, testare HIV cu consimțământul gravidei, deci este singura analiză pe care poate să o refuze dacă dorește, dar ar fi recomandat să nu o refuze pentru că este singura situație în care ea poate beneficia de această testare gratuit. Se mai recomandă, deci eu cu această ocazie recomand și niște, pentru cine își permite financiar, că nu sunt decontate de Casa de Asigurări, recomand niște investigații suplimentare, cum este identificarea unei toxoplasmoze, herpes, simplex, clamidie. Sunt niște infecții care pot să influențeze evoluția fiziologică a fătului. Da, doamna doctor, sunt foarte multe analize care trebuie făcute. Din păcate, timpul pentru prima parte a emisiunii se apropie de sfârșit. Vom continua explicarea analizelor, vă vom spune în continuare despre ritmul în care trebuie să veniți la noi, dar după pauză. Așadar, deocamdată publicitate. Optica Botoș vă urează sărbători pascale liniștite și multă fericire alături de persoanele iubite.
Vă așteptăm în continuare cu seriozitate, profesionalism și prietenie. Paște fericit! Optica Botoș! Campania de primăvară Husqvarna vine cu oferte de nerefuzat. Ai prețuri promoționale la motofierăstraie, motounelte, mașini și tractoare de tuns gazonul, refulatoare de frunze și multe altele. Nou la Husqvarna, utilaje pe baterii. Avantaje, pornire ușoară, zgomot redus și nopțe inexistente, întreținere și servicii nesemnificative, încărcare rapidă. Bricolaj Baia Mare, dealer autorizat Husqvarna. Cu ocazia mutării în casă nouă, echipa Vista Vision vine în întâmpinarea nevoilor tale. De aceea, pe parcursul întregului an 2019, consultul de cataractă va fi gratuit, iar cei care își doresc să renunțe la ochelari vor beneficia de tariful de 1000 lei per ochi pentru operația refractivă tehnica PRK. Orice problemă oftalmologică ai avea, vino la Vista Vision, Baia Mare, Bulevardul Unirii 18. Programează-te la 0800-884-782. Ne găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii: înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare, asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora, în fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22. Depozitul Cridor s-a mutat în casă nouă. Cridor, magazin de produse second-hand, import Germania. În noul spațiu vă oferim o gamă variată de produse de uz casnic și uz gospodăresc. Decorațiuni interioare, covoare electrice și electrocasnice, dar și mobilier. Cridor ne găsiți în Comuna Groș, în incinta fostului CEAPE. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. V-ați ales deja locația pentru nunta de vis? Dacă nu, aveți un motiv de decizie. Hotel Magus și Christakis Travel vă oferă cadou de nuntă. La fiecare nuntă rezervată pentru anii 2019 și 2020, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Christakis Travel și Restaurant La Gourmet vă oferă în plus două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Magazinul Compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor.
aceeași atenție față de cumpărători. Compact, mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi. Da, iată ne-am întors în direct. Doamna doctor, începusem să discutăm despre mulțime de analize. Haideți puțin să le spunem oamenilor de ce sunt necesare atât de multe analize și de ce sunt necesare ecografiile, mai ales ecografia, indiferent că e 2D sau 3D sau 4D pentru morfologie fetală. Ne dați amănunte? Da. Trebuie să fac o glicemie la luare în evidență în primul trimestru de sarcină și după aceea această glicemie va fi repetată undeva pe la 6-7 luni, în special la femeile care sunt în grupe de risc, grupe de risc însemnând femei, sigur, peste 35 de ani sau care au un istoric în familie de diabet. Mai sunt acolo câteva categorii. De ce facem glicemia? În primul rând, există două situații patologice pe care toată lumea le știe, diabet, zahara, hipertensiune arterială, dar care la femeia gravidă pot apărea numai pe sarcină. Este vorba de hipertensiune arterială indusă de sarcină și diabetul zaharat indus de sarcină, situații patologice care pot să aibă un impact foarte important asupra evoluției sarcinii și asupra mamei și nou-născutului. Pentru identificarea diabetului indus de sarcină se determină glicemia. Pentru identificarea hipertensiunii arteriale induse de sarcină și, Doamne ferește, preeclampsiei, eclampsiei, se măsoară cu ocazia fiecărei consultații tensiunea arterială, iar în luna a șaptea, acolo unde avem gravide cu risc potențial de a dezvolta această patologie care intră în apanajul urgențelor de obstetrică, ginecologie, preeclampsie, eclampsie, există așa numitul test rollover, o măsurare un pic mai particulară și care se face numai în cazul femeii gravide. Ce mai facem? Mai facem un examen de urină care în anumite situații s-ar putea să fie recomandat a fi repetat odată la 2-3 luni și asta ar fi foarte bine de ținut minte de către gravide, cele care au predispoziție în a face infecții urinare repetat, ar fi bine să-și facă acest examen de urină înainte de a rămâne însărcinată, să rezolve acele infecții urinare asimptomatice clinic care sunt prezente numai în sau pot fi puse în evidență numai prin banalul examen de urină plus sediment, pentru că pe perioada de sarcină tratamentul este un pic restrictiv din cauza faptului că sunt antibiotice contraindicate în a fi administrate sau care se recomandă a fi administrate numai sub supraveghere medicală sau numai în trimestrul 3 de sarcină. Probabil că cele care au trecut printr-o sarcină și au făcut o infecție urinară știu că este una din situațiile pentru care chiar necesită câteva zile de internare exact din cauza restricțiilor în administrarea acestor medicamente pe sarcină. V-aș ruga să accentuați dacă se poate consumul de antibiotice în perioada sarcinii. Pentru că foarte multă lume ia antibiotic cu sau fără rețetă. Bine, noi medicii știm ce avem de făcut în perioada sarcinii și știm că nu este indicat, dar sunt foarte multe femei care totuși apelează la antibiotic în perioada sarcinii. De la ce vârstă totuși se poate lua antibiotic și cine recomandă antibioticul? Deci sunt anumite antibiotice care pot fi administrate fără restricție pe sarcină, inclusiv în primul trimestru de sarcină. Sunt antibiotice care au contraindicație totală, deci nu pot fi administrate deloc și sunt anumite antibiotice care pot fi administrate sub supraveghere medicală în trimestrul 3 de sarcină.
Dar vreau să subliniem regula generală. Numai medicul poate mai să... medicul poate numai să medicul. Hotărască ce anume antibiotic să ia, dar sau este, dacă e nevoie să ia antibiotic. Dar este o greșeală majoră să te pui să-ți administrezi, să-ți auto-administrezi orice fel de medicament pe sarcină. Sunt foarte puține și chiar scrie în prospect testate pe femeia gravidă, iar cele care totuși sunt testate nu le știe decât medicul. În prospecte sunt informații foarte puține și chiar, nu știu, poate 99% dintre medicamente scrie foarte clar. Am vrut să insist pe, pe această temă, pe acest subiect. De ce? Pentru că în primele luni de sarcină, sarcina nu este tare evidentă. Și sunt multe femei care, deși știu că sunt gravide, da, se răcesc. Da? Fie că fac o infecție de căi respiratorii, fie că fac o infecție de căi urinare, știe că este gravidă și totuși merge la farmacie și cere. Eu am discutat cu multe farmaciste și marea majoritate mi-au confirmat faptul că ele întreabă, nu cumva sunteți gravidă. Dar între a întreba și a ști precis, este o mare diferență. Așadar, doamnelor, uitați-vă bine la mine. Nu vă jucați cu antibioticul în timpul sarcinii. Se pot întâmpla nenorociri. Vă rog frumos să rețineți acest aspect. Mă scuzați că v-am întrebat, da, să continuăm. Chiar dacă tot am ajuns la infecții și administrarea unor medicamente potențial cu risc teratogen, sigur. Da? Să nu uităm de celebru piramidon care a fost administrat 30 de ani fără limită la femeia sau talidona gravidă, care într-o vreme a făcut furori. 30 de ani s-a dovedit că are efect teratogen, sigur. Dar dacă tot ai rămas însărcinată sau acum femeilor le putem spune verde în față, totuși există acolo un comportament normal numai pentru că ești femeie, respectiv trebuie să-ți urmărești data ultimului ciclu până la 16, 18, 20, 25 de ani ar cam trebui să-ți intre reflex. Dacă tu ai văzut că câteva zile și știi că ai avut un contact sexual fertilizant, câteva zile ți-a întârziat ciclu menstrual, fă bine și comportă-te ca și o femeie gravidă. Nu ai voie să faci investigații din gama radiologică și ai obligația, așa cum personalul medical are obligația să te întrebe data ultimei menstruații sau dacă este posibil să fii însărcinată, ai obligația să anunți că ciclul menstrual a fost prelungit, deci data menstruației n-a venit menstruația fiziologică. Ok. Dar unde vroiam să ajung? Vroiam să ajung la anumite simptome, să punctez febra. Febra în primul trimestru de sarcină poate avea efect teratogen. În consecință, dacă bănui că ești însărcinată și contactezi o infecție, prezintă-te imediat la o consultație medicală. Imediat înseamnă, dacă se poate, ore. Nu zile, nu a șaptea zi, nu a patra zi. Da, dar la medicul de familie, vă rog frumos să accentuați. Bineînțeles că la medicul de familie, dar unde are acces? Stați că o să se supere cei de la UPU. Dacă nu se prezinte la UPU. Păi sunt persoane care dacă fac 38 temperatură, sunt la UPU, doamna doctor. Da, foarte bine că sunt la UPU. Dacă intră în panică... și nu sunt informați, foarte bine că măcar se ducă la doctor. Dar mai bine, înainte să facă 38 febră, că doar dacă tot am ajuns la 30 de ani bănesc, am mai trecut prin niște viroze și prin niște episoade cu febră. Înainte să ajungi la 30 de ani... Starea de maternitate îți dă o sensibilitate deosebită. Și poți intra în panică, da, într-un atac de panică foarte ușor dacă tu știi că ai febră și te întrebi ce să fac. Dar, și dacă bine, se mai nimerește da cum gravid, este acum în prag de sărbători, e mai bine să te duci, să suni medicul de familie, să te duci la el, să te vadă, decât să lași pe weekend și să te sperii și mai tare că ai făcut un 38 cu ceva și te duci... Bineînțeles că da. Dar totuși, acum asta ca și o paranteză, în momentul în care discutăm de febră, nu am febră și mă arunc în prima farmacie ca să înghit un antipiretic. Am febră
Și febră înseamnă creșterea temperaturii corporale pentru peste valoarea de 37 grade Celsius, măsurată cu termometru, nu cu dosul palmei sau cu degetul pe frunte, să ne înțelegem, sau ochiometric pe intensitatea bujorilor din obraj. Ok, deci am febră, până să ajung la farmacie, până să ajung la medic, da, trebuie să mă hidratez optim, să-mi fac niște împachetări, celebru cartof răzălit pe tălpi, comprese pe frunte și așa mai departe. Sunt situații... Da, dar nu cu în care alcool, între... nu cu oțet, nu cu altceva. Nu. Cu apă. Cu apă, la cu apă, temperatura la camerei. Nici cu gheață. Cu apă, la temperatura evident, camerei. Evident. În pachetări, ok. Sunt situații în care, după 2-3 zile de febră, te prezinți la consultație și medicul te întreabă, ok, ce ați făcut în ultimele 3 zile pentru a scădea febra? Am luat un paracetamol acum 2 zile. Păi cum, adică am luat o tabletă de paracetamol acum 2 zile? Pentru că s-a temut să ia mai multe. Păi da, stați un pic, dar de ce o luat-o și pe aia? Pentru că un tratament, un preparat medicamentos, are un anumit ritm de administrare și trebuie administrat într-o anumită cantitate ca să aibă eficiență, sigur. Ca să mențină o anumită concentrație în sânge și acea concentrație să fie la un nivel care este cu efect terapeutic. Paracetamolul ăla, că stătea în buzunar sau că a trecut prin stomac, lucru, da. Are efect. Da, asta ca și o paranteză, dar oricât trebuie să fie foarte atente la febră, mai ales în primul trimestru de sarcină. Nu au voie să se așeze pe bănci reci, nu au voie să se expună, nu știu, pe o pătură la soare. O fi frumos în parc, dar totuși trebuie să aibă grijă, un comportament foarte, foarte reținut în ce privește expunerea la orice. Da? Ce analize mai facem? Păi, în primul rând, toată lumea se teme de eventualele malformații și de bolile genetice. Facem între 11 și 13 săptămâni dublu test, între 17 și 20 de săptămâni se poate face triplu test. Triplu test înseamnă și este recomandat a fi făcut între 17 și 20 de săptămâni, chiar dacă în România casa de asigurări nu decontează acest serviciu, este singura investigație care poate să îți spună dacă te încadrezi într-o grupă cu risc de a dezvolta o malformație. Ce înseamnă triplu test? Înseamnă un ecograf care măsoară, deci nu îți spune că ești gravid în 17 săptămâni, măsoară niște parametri, da? Înseamnă vârsta mamei și înseamnă dozarea alfa-fetoproteine. Toate aceste elemente după aceea se centralizează, este un program pe calculator care îți calculează un procent, da, de risc ca copilul să aibă o patologie malformativă sau genetică. Trisomie, sindrom Down sau altă patologie. Trebuie să reținem că anumite defecte de tub neural, cum este de exemplu spina bifida, nu se văd la ecograf. Sunt procente foarte mari când această patologie nu poate fi pusă în evidență. Sunt procente mici în care are noroc cel care face ecograful și poate să pună în evidență anumite semne. Sunt boli în care nu poți să pui în evidență ecografic nici un element care să îți pună în evidență această boală. Dacă triplu test te încadrează într-un risc mare pentru o boală malformativă, se trece la următorul pas. De nici măcar triplu testul nu-ți certifică nu dacă este. Cu totul, da. Se efectuează amniocenteza. Amniocenteza recoltează celule
de la FOT și se fac teste genetice care identifică după aceea acele modificări genetice și îți certifică că acolo există un copil, un viitor copil cu probleme. Moment în care cuplul va lua decizia întreruperii cursului sarcinii sau păstrării, deci este decizia lor păstrării acelui copil, este singura situație în care este permisă întreruperea cursului sarcinii în România peste 12 săptămâni da. De gestație. Stați un picuț că eu cred că e cazul să le mai spunem ceva doamnelor și domnișoarelor. Nu intrați în panică. Nu. Doamna doctor și cu mine am vrut să vă prezentăm cât mai detailat tot ceea ce se poate întâmpla. Dar ce se poate și efectua ca și investigație. Da, evident, ce se poate face ca investigație, dar și ce puteți avea ca și consecință. De asta zic, nu intrați în panică. Nu vă temeți acum, gata, mă tem că nu știu ce se va întâmpla în viața mea. Nu, sarcina trebuie să fie o stare fiziologică. Noi v-am prezentat toate aceste analize și mai avem de discutat pe marginea lor în continuare, sigur că da, dar am vrut să fac o mică pauză să vă reveniți, să vă trageți sufletul. Nu de alta, dar o să ziceți, domne, doctori ăștia vor acum să ne sperie cu totul. Doamna doctor. Eu nu vreau să le sperie. Așa, eu vreau să continuăm. Doar să le spun că sunt niște... Deci, tendința actuală este așa, să facem ecografie în fiecare lună și dacă se poate la final să nu avem durere, în consecință pe aia o rezolvăm dacă se poate cu o operație cezariană. Dar trebuie ca cei care ne privesc să înțeleagă un lucru. Sunt necesare pe sarcină două ecografii. Una între 17 și 20 de săptămâni de gestație. Dacă datele se folosesc alături de alfa-fetoproteină în efectuarea triplu testului, poza nu are nicio valoare. Și cea de-a doua ecografie necesară este undeva în luna a 8-a de gestație, când se stabilește poziție, când se stabilesc niște parametri, când se apreciază și se face un prognostic pentru următoarea perioadă, respectiv pentru naștere. Naștere, sigur că da. Se mai recomandă efectuarea unei ecografii în primul trimestru de sarcină, acolo unde femeia nu își cunoaște data ultimei menstruații sau unde a rămas însărcinată utilizând metode contraceptive sau acolo unde efectiv nu își cunoaște data ultimei menstruații și nu pot să apreciez cât de cât cu ocazia consultației vârsta sarcinii. Dacă chiar dorești să verifici dacă fătul are vreo modificare malformativă, investigațiile care se fac sunt mult mai complexe decât o ecografie și trebuie să știi. Da? Sigur. Nu poți să zici, eu am făcut ecografie în fiecare lună și copilul meu s-a născut cu probleme. Nu poți să pui vina pe acele ecografii, pentru că ele nu au cum să-ți spună aceste informații. Da? Deci sunt o serie de detalii pe care doar ecografia nu le poate lămuri. Exact. Da? Trebuie făcute aceste investigații când este cazul, că nu o să facem la toată lumea astfel de investigații. Dar lumea trebuie să înțeleagă că atunci când sunt necesare, medicul va insista să fie făcute astfel de investigații. Va insista, dar doamnele trebuie să înțeleagă că aceste investigații nu sunt decontate. Triplu testul nu este decontat. Da, așa este, decontat. Nu toate sunt decontate, da. Ok, deci aici trebuie să suporți un cost suplimentar. Cost și să știți că de cele mai multe ori familia și viitoarele mămici împreună cu rudele apropiate, să știți că se da, implică așa este, și, înțeleg și se ajută reciproc pentru a rezolva astfel de probleme. Da, așa este. Necesitatea. Bine ar fi toate gravidele să facă acest triplu test între 17 și 20 de săptămâni. Și vă spun de ce ar fi bine. Pentru că în România eu am întâlnit în 2019 încă femei care fumați, da, sunteți însărcinată. E, fumez 2, 3, 4, doamnă, zero țigări, pentru că fumatul este cel mai mare teratogen. Absolut. Zero țigări. Nu pot să mă las de fumat. Dar nu o faceți pentru dumneavoastră, o faceți pentru sănătatea copilului, da? Aveți o alimentație sănătoasă,
beți un litru de lapte pe zi, ați început să mâncați o proteină de calitate, mâncați fructe, mâncați legume, mănânc ce am poftă, hamburger, cheeseburger, deci sunt totuși niște și comportamente. Și poftele astea trebuie satisfăcute, doamna doctor. Da, să trebuie să fim permisiv, dar trebuie să explicăm gravidelor că nu a mânca cheeseburger și hamburger în fiecare zi și cartofi prăjiți sau mai știu ce, este ceva care să ajute copilul, ci din contră. O poftă, toate femeile au pofte și noi bărbații știm treaba asta și uneori ne scoală noaptea, du-te și cumpără în banane sau mai știu eu ce. Măcar atâta să facem și noi, nu? Așa. Și să le fie lor mai bine. Doamna doctor, mai sunt și alte semne de alarmă. Acele mici secreții, mici hemoragii, trebuie să le îngrijoreze pe femeile gravide? În primul trimestru de sarcină, hemoragii de cantitate foarte mică, discutăm aici de picături, pătat. De pătat. Cum se zice pătat? Nu, pentru că este o hemoragie de nidație, practic ou se așează și atunci poate să rupă niște vase de sânge. Dacă hemoragia este într-o cantitate medie sau mare, Doamne ferește, trebuie obligatoriu să te prezinți în regim de urgență. De urgență. Asta vroiam să accentuăm. Da, de urgență. Da. Deci, fără nicio discuție, orice hemoragie care apare pe sarcină și e bine inclusiv petele respective să-ți suni medicul și să discuți problema respectivă cu medicul. De asemenea, chiar dacă am spus că consultația este o dată pe lună, orice modificare patologică și apariția a ceva în vârful nasului, orice modificare patologică pe sarcină trebuie semnalată medicului în timp util. Medicului de familie, că acum nu toate intră în apanajul urgenței. Hemoragia intră în apanajul urgenței. Un aspect iarăși care vreau să-l punctez, testul Babeș-Papanicolaou și examenul secreției vaginale, ideal de făcut înainte de momentul concepției, pentru că acestea pun în evidență eventuale situații patologice care ar trebui rezolvate înainte și sunt mult mai greu de rezolvat pe sarcină. De asemenea, dacă se impune un ritm mai frecvent de urmărire a evoluției sarcinii, să respecte recomandările medicale, să respecte consultația la medicul de familie și dacă necesită consultație la medicul specialist, să respecte acele consultații, pentru că nimeni nu dorește să supra-solicite femeia gravidă, dar acolo unde trebuie, trebuie. Da, urmărite cât mai corect. Pe parcursul sarcinii, pe lângă o alimentație echilibrată, trebuie să știe că în luna 7-a se administrează fier și se administrează calciu, se începe practic profilaxia anemiei feribrile și arahitismului la nou născut. Sunt situații în care se mai iau și preparate, suplimente care sunt specific făcute pentru femeia gravidă, dar ele trebuie să înțeleagă că o alimentație echilibrată înlocuiește aportul de suplimente, deci nu e obligatoriu să facă chiar un abuz. Mai suntem datori să le spunem femeilor însărcinate cum e cu vaccinarea. Da. Atât vaccinarea antigripală, pentru că să vină iarăși toamna și vom avea din nou epidemie probabil de gripă, cât și cu acea vaccinare antitetanică. Am întâlnit foarte multă reticență în ultima vreme din partea gravidelor pentru vaccinarea antitetanică, iar, din păcate, vaccinarea antigripală este cu refuz aproape 100%. Intră în grupa de risc pentru vaccinarea antitetanică. Se pot vaccina, da. Acolo cu vaccinarea antitetanică, să știți că și medicii discută un pic oportunitatea. Din păcate trăim în România și există situații în care nașterea se poate declanșa în afara unei unități medicale. Noi de aceea facem acea vaccinare. Dar, sigur, noi recomandăm, pacientul poate să ia o decizie care consideră că este mai bună pentru el. Da, stimați telespectatori, iată că ne apropiem de finalul emisiunii. Noi vă mulțumim dacă ați fost alături de noi. Îi mulțumesc din suflet doamnei doctor. Cu cea mai mare plăcere. Și o aștept din nou într-o altă emisiune.
stimate telespectatoare, stimați telespectatori, pentru cei care zilele următoare sărbătoriți Paștele, Paștele de rit catolic, noi ne permitem să vă urăm multă sănătate, multe bucurii, să petreceți alături de cei dragi, așa, cu grijă un pic, să nu ajungeți pe la UPU după petreceri, și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!